Ziua, bun venit! Pentru noi urmează acel primul derby de la Ploiești. Îl am alături pe Tony Sefer, jucătorul care a scris două goluri în ultima noastră victorie. O să vă spună despre meci, după care așteptăm întrebările cu rugămintea să folosiți microfoanele de locuri și pentru suporterii noștri care vizionează și pot să aveți și întrebările. Vă mulțumesc! Tony, te rog! Bună ziua, bine v-am găsit. Ne așteaptă un meci foarte greu, un derby, știm cu toți. Trebuie să ne mobilizăm foarte bine, să avem o determinare foarte, foarte mare, cum am avut-o și până acum. Și cu siguranță, dacă vom munci și vom face ceea ce ne cere mister, vom lua cele 3 puncte. Glumind puțin, vă priesc derbiurile cu puțină atenție. Aveați 10 puncte în momentul ăsta, nu pierdeați cu niciuna dintre primele 3 echipe din sezoanele trecute. Ce așteptați de la meciul ăsta cu Petrolul? Pentru că i-ați întâlnit și în Liga a doua și n-au mers lucrurile bine pentru voi. Avem așteptări mari, vă dați seama. Suntem într-un moment foarte bun. Trebuie să ținem pe aceeași linie și avem pretenție mari. Un derby, orice se poate întâmpla într-un derby. Dar dacă vom juca cu inima, cu sufletul, cu siguranță vom câștiga. Noi în meciurile grele, în meciurile puternice, ne-am concentrat foarte mult și am avut reușite. Din păcate, problemele noastre au fost mereu cu echipele mai slab clasate decât noi, dar anul acesta ne propunem să ne mobilizăm foarte mult și să facem meciuri bune cu toate echipele. Ești un duel al galeriilor, nu? Da, știm foarte bine că e un derby și pentru galeria noastră, e primul derby și sperăm să-i facem fericiți. Viața așa defensiva Petrolului e o echipă care primește foarte greu gol și are acolo în centrul apărării pe Gabi Tamaș. Încă nu ne-am uitat, o să analizăm și echipa lor. Noi ne gândim ceea ce trebuie să facem noi, nu ceea ce fac ei. Dar dacă vom pune în practică ceea ce mister ne spune, cu siguranță vom avea rezultate. Tony, sunt semne bune sezonul ăsta, vedem tot mai mulți oameni pe stadioane, la meciurile voastre chiar au fost stadioanele pline. Cum e pentru voi să simțiți atmosferă de fotbal mare, cum au fost în sezonele precedente cu 1000 de oameni, tribune 2000? Păi de când a revenit Rapidul în Liga 1, ați văzut și dumneavoastră suporteri au revenit la stadion. Este o mare bucurie pentru fiecare dintre noi. Cred că așa se joacă fotbalul, cu suporteri, cu foarte mulți suporteri. Ne bucurăm că noi avem meci de meci stadionul plin. Ținem să le mulțumim suporterilor și așteptăm în continuare alături de noi. Și drept dovadă, ați văzut, acum stadionele se umblă. Ușor, ușor vor fi din ce în ce mai pline. Deci la început de carieră, spune-mi cum e pentru tine să joci pe un stadion plin, arhiplin, cu două galerii fantastice. Este o mândrie. Am avut... Ai emoții? Emoții am avut până acum două meciuri. Și am avut prima dată în Liga a doua când am jucat cu ei, în regie. Am avut emoții și la meciul cu primul derby cu FCSB acum, când am câștigat. Sunt emoții constructive, este normal. Am și presiunea pentru că sunt un jucător vechi, se cer foarte multe de la mine și nu vreau să dezamăgesc sau să fac alte lucruri greșite și sper să fac treaba cât mai bine. Ce contează pentru voi locul din clasament? Mai puțin contează locul momentan. Contează să avem cât mai multe victorii, jocuri bune și la final, dacă vom rămâne tot acolo, atunci va conta și ne vom bucura foarte mult. Numele Rapid, e clar că sperie adversarele acum cu startul ăsta de campionat așa tare, ca și precedentul ăsta de campionat. Crezi că vă vor lua altfel adversarii? Vor vedea puterea echipei voastre mai clar? Mereu am fost o putere. Acum cred că ne vor lua mult mai serios. Suntem o echipă puternică, cu niște suporteri minunați și împreună, cu siguranță, suntem de neoprit anul acesta. Mai ales că vine centenarul și va trebui să facem o figură frumoasă și sperăm să fim cât mai sus la finalul. Sigur că e devreme, dar e Rapidul capabil să se bată până pe finalul campionatului pentru titlu? Obiectivul nostru este play-off-ul, în primul rând, dar n-ai cum să nu visezi să ieși un titlu în Giulești. Cred că pentru mine unul ar fi cea mai mare bucurie sufletească. Dumnezeu mi-a răsplătit toată munca și sper să iau acest titlu cu Rapid. Cum e pentru tine să reușești să marchezi în meciuri ca acestea?
Îmi propun să marchez, să-mi ajut cât mai mult echipa, să dau asist. Pentru mine un gol ar fi ceva nemaipomenit, dar sperăm să câștige echipa, să dau un asist, prefer să dau un asist, dar să câștige echipa. Dar obiectivul personal este să și marchez, pentru că e un derby, n-am marcat cu ei când am jucat în Liga a doua și sper să o fac acum, pentru că sunt într-o perioadă bună și sper să o continui tot așa. Da, s-a mai dus impresiunea de pe umerii tăi după golurile astea? Pentru că s-a văzut că atunci când ai marcat... Nu a fost neapărat o presiune, am avut momente dificile în viața mea. Cum am spus, unchiul meu a plecat din viața familiei mele și probabil de asta am fost așa. Ți-e teamă un pic de Tomaș? Nu, de ce să-mi fie teamă? E un jucător, îl respect pentru tot ceea ce face, pentru cariera lui, dar în... Adică o să ai grijă? Nu, nu am nicio grijă. În teren nu am respect față de mine, de nimeni, am respect doar pentru jucătorii mei, pentru staff, dar după ce voi ieși din teren, voi avea respect. Nu lași Rapidul până nu iei un trofeu cu echipa asta, nu? Pentru că s-a vorbit și anul trecut, acum evoluțiile tale sunt din ce în ce mai bune, probabil că va exista interes. Da, nu știu, momentan mă gândesc doar la Rapid, sper să fac o figură cât mai frumoasă, cât o să mai fiu, sper să iau titlul și după clubul va decide ce se întâmplă cu mine. Ce semne vă lasă vouă prelungirea contractului lui Adimutu? E clar, va fi aici mult timp. Este o mare mândrie să-l avem, ne bucurăm și sperăm să împreună cu dânsul să facem o figură frumoasă și să visăm, de ce nu, la titlu, cum toată lumea deja. Dar e prea devreme, obiectivul nostru este play-off-ul, cum am spus, dar aș minți dacă aș spune că nu vreau să iau titlu cu Rapid sau restul jucătorilor. Ai vedea jucători de la FCSB aici, la Rapid? Și aici mă refer la Florinel Coman și... Nu știu, nu vreau să comentez. S-a tot discutat despre acest lucru. Da, nu vreau să comentez. Sunt jucător foarte bun, dar nu vreau să comentez. Mulțumesc și eu. Să rămână. Da, bună ziua, în primul rând. Un meci extrem de important, este un derby pentru noi, îl tratăm ca atare. Ne așteaptă o atmosferă încinsă la Ploiești, știm lucrul ăsta. Sperăm să câștigăm, pentru că ăsta este scopul nostru, și să dăm continuitate rezultatelor bune. V-a lipsit un penalti transformat, să nu aveți nicio înfrângere și un parcurs excelent cu cel mai bun echipă din campionat. Cu ce gânduri plecați la Ploiești? No, bineînțeles că ne gândim la victorie, că așa abordăm fiecare meci. Vrem să dăm continuitate rezultatelor bune, pentru că ăsta este scopul nostru. Sunt meciuri care pentru noi contează, chiar dacă am câștigat, să spunem așa, împotriva echipelor care au terminat în primele trei. Sunt importante toate meciurile, pentru că să spun așa, validarea noastră ca și grup și tot ce facem o facem prin continuitate de victorii și asta vrem să facem. Cum credeți că veți fi primit de fanii Petrolului, având în vedere că ați jucat acolo? Bine, eu cred că bine, pentru... Nu, și nu spun, o spun serios, în sensul că am fost acolo și cu Creva și am fost primit foarte bine. Ei știu că te apreciez, că să-i apreciez tot timpul, pentru că atunci când am fost la Petrolul au fost alături de mine. Dar este un meci de fotbal și normal, fiind antrenor Rapidului, vreau să câștig. Vă bucură faptul că vedeți stadioanele tot mai pline,
vedem o medie foarte mare de suporteri, ceva ce nu s-a întâmplat în ultimii 15 ani. Nu s-a întâmplat în ultimul deceniu. Într-adevăr, cu o medie de peste 6.000, cred. Foarte bine. Normal că îmi place. Înseamnă că începem să construim ceva frumos dacă reușim să atragem lumea la stadion, ceea ce normal că și spectacolul crește și jucătorii, cred că pentru ei este foarte important publicul și joacă într-un alt fel atunci când vine multă lume la stadion. Ați găsit o modalitate de a strânge defensiva Petrolului, că e o echipă care se apără foarte bine aceste etape. Da, o să vedem, sper, nu, că la asta lucrăm în săptămână. Într-adevăr, este o echipă care joacă în 5-4-1, o echipă care se apără foarte bine, incomodă, cu jucătorii, cu experiență în apărare și în atac, jucători care au fost și pe la echipa națională, deci lucrăm la loc, la treaba asta și sperăm să găsim și să avem posibilitatea de a străpunge apărarea și să marcăm, să câștigăm. Mi-e împărtășit opinia pe Gabi Tamaș, care spunea că sunteți dușmani pe teren și prieteni în afara lui. E normal, da. Gabi, când mă referam la jucători de echipa națională, mă referam la Gabi și la Gicu. Bineînțeles că încă e și Budescu, dar nu joacă, dar da, suntem prieteni în afara terenului, încă joacă, îi place, așa cum o face și Cristi Săpunaru. O să avem un adversar cu măsură și un apărător demn de numele lui, deci o să vedem. De ce doi aș fi vrut și eu să vă întreb, cum sunteți uimit că îi mai vedeți pe teren, pe aceștia, pe Tama și pe Săpunaru? Și care e mai bun acum? Uimit nu sunt. Iar cine e mai bun, fără doar și poate să pună altul. O să se supere prietenul. Nu o să se supere că e prietenul meu. Prietenii între ei nu se supere. A fost un vot de încredere faptul că vi s-a propus prelungirea contractului și ce ați simțit când a zis că există încredere rapid și se vrea un proiect pe termen lung? Păi exact asta am și declarat. E un vot de încredere într-adevăr din partea clubului, m-a bucurat mult momentul, am trecut peste, dar îl tratez cu maximă seriozitate și responsabilitate, pentru că acest vot de încredere din partea conducerii a clubului, vă dați seama că și pune presiune și responsabilitate mare. Am aceeași concentrare, poate și mai multă, și aceeași determinare așa, cam prima zi, adică nu a schimbat cu nimic lucrul acesta. Săptămânal la Rapid mai apare câte un jucător nou, acum că din ce a apărut aveți și un buget impresionant de transferuri, vom mai vedea jucători noi până la finalul campaniei de achiziții? Preferăm să așteptăm, să ne uităm, pentru că am făcut transferuri bune, am făcut transferuri care au fost, să spun așa, cu țintă, adică ne-am dorit jucătorii pe care avem. Normal că ne-am mai dorit anumit jucători, dar nu putem să-i luăm pe toți, nu. Au apărut zvonuri chiar în presă legat de Florinel Coman și Olaru de la FCSB cu destinația către Rapid. Este adevărat? I-ați dori? Și da, care Rapid? Poftim? Este adevărat. Am vorbit personal cu domnul Becali, deci, dar altele sunt prețurile, nu ne permitem așa ceva și cred că e încheiată treaba, nu? Adică nu mai avem ce de să discutăm. Doar pot să le spun baftă în continuare și FCSB-ul e baftă. Nu? Deci 11 milioane bănuiesc că e o sumă prea mare pentru cei doi. M-am spus că nu ne permitem acest lucru, deci cred că am dat răspunsul. Nu? Dar pe Ciprian de aia l-ați permis? Acolo este altă situație, nu cred că CFR s-ar despărți de that. Și nu cred că și el a plecat din Cluj, pentru că în afară de faptul că a jucat foarte mulți ani, e și legat prin business-ul pe care le are acolo, cred. M-aș întoarce un pic și la fotbalul românesc. Câte echipe credeți că se vor califica în Europa și ce șanse sper au? Sper că toate, sincer, chiar le doresc baftă, sper că toate, pentru că e bine pentru noi.
În afară de rivalitatea care avem pe teren atunci când suntem în timpul campionatului, normal, când le doresc tuturor baftă. Deci n-aș vrea să spun câte, cum și așa mai departe. Aș vrea ca toate să se califice. Va deveni Craiova mai puternică odată cu Rădoi antrenor? Nu știu. Ceea ce pot să spun e că Lumirele îi doresc baftă. Aibă baftă multă și mă bucur că o să-l întâlnesc pe viitor. Suntem prieteni, am făcut și școala de antrenori împreună, deci mă bucur pentru el că a intrat, să spun așa, în pâine. Startul bun de campionat, campania de achiziții, stabilitatea de la club, credeți că a schimbat așa fața Rapidului și acum va fi privită cu mai multă frică de adversari și asta probabil că va fi și mai greu și pentru dumneavoastră? Frică, nu știu, dar ceea ce pot să spun e că, așa cum vă spuneam și la conferințele anterioare, că Rapidul e pe traiectorie bună, pe un drum bun, sănătos, ceea ce bineînțeles că pe mine mă bucură și cred că și cu suporterii noștri îi bucură acest fapt. Acum trebuie să și noi să demonstrăm ca echipă și să spunem așa, împreună cu evoluțiile bune și cu o conducere stabilă așa cum este a noastră, să obținem și rezultate, pentru că de fapt asta ne dorim cu toții. Okay.